Zeci de milioane de doze de vaccin anticovid au fost cumpărate în perioada pandemiei, iar numerele arată frauda care s-a comis. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj unde critică modalitatea prin care România a achiziționat dozele de vaccinuri anticovid de la începutul campaniei de vaccinare și până în prezent. Din momentul aprobării vaccinurilor împotriva COVID-19 la nivelul Uniunii Europene, guvernul României de la acea vreme și-a propus o țintă de 15 milioane de persoane vaccinate. În acest sens, au fost achiziționate 95,4 milioane de doze, care ar fi asigurat schema completă de vaccinare pentru 51 de milioane de români, deci de trei ori mai mult decât scopul propus. Cu toate acestea, în luna mai 2021, sub semnătura premierului Dan Barna și a ministrului sănătății Ioana Mihailă s-a aprobat contractarea a încă 39 de milioane de doze, absolut inutile. Știți ce reprezintă asta, stimații români, cel mai mare tun din istoria României dat banului public. Bătaie de joc marca USR în luna februarie 2022. Valeriu Gheorghiță anunța că România trebuie să distrugă un milion de doze expirate, iar la începutul lunii aprilie, profesorul Alexandru Rafila a anunțat că alte 2 milioane de doze au expirat. Acest mesaj a fost transmis de deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, cu scopul de a clarifica situația din perioada pandemiei și a le arăta românilor unde s-au dus banii publici. În timp ce fosta coaliție de guvernare se plângea că nu are bani pentru a mări pensiile și alocațiile copiilor, erau achiziționate 10 de milioane de doze de vaccin anticovid inutile. În același ton, există un proiect de lege în circulație care relaxează regulile de cheltuire a banilor publici și permite achiziții directe fără licitație pentru lucrări de până la 5 milioane de lei. Partidul Social Democrat nu a participat la aceste discuții și nu susține acest proiect. În schimb, modificarea offshore va fi un lucru bun, care va aduce câștiguri reale, palpabile. Va asigura condițiile necesare pentru atragerea investițiilor. Statul își va suplimenta veniturile, iar pe piața românească va fi o cantitate mai mare de gaz pentru populație și economie, premisă esențială pentru stabilizarea și chiar scăderea prețurilor. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a declarat și faptul că Partidul Social-Democrat se concentrează în prezent să rezolve problemele românilor. Din acest motiv, va fi implementat și pachetul Sprijin pentru România. Nu numai că am asigurat stabilitate politică în această perioadă dificilă, dar am oferit soluții la probleme stringente. Am impus, susținut și adoptat măsuri de sprijin social, iar acum, prin pachetul Sprijin pentru România, urmărim reducerea facturilor la energie electrică și la gaze, sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, sprijinirea celor mai vulnerabile categorii ale populației, diminuarea efectelor creșterii prețurilor, asigurarea sănătății românilor în pandemie, susținerea economiei, în special în domeniul agriculturii, al industriei alimentare și al marilor proiecte din construcții, a declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu.